Acum se adunau în acele ședințe, vorbeau cu spiritele că le întruchipau. E mai ușor să scapi, de exemplu, de un virus sau de ceva, dacă îi dai o formă. Îl întruchipezi în ceva. Atunci poți să îi te adresezi altfel. Adresa este mai directă. Decât atunci când lucrezi cu lucruri abstracte. E mai complicat. Dar ăsta ar fi rolul ei. Da, noi aici, doctorii nu tratează cauza. Tratează decât simptomul. Da, bine, exact. Și acum, când spuneai, ai spus bine, terapia în grup, de ce? Pentru că tu scoți, de fapt, cauza. Când începi să-i spui celuilalt, chiar dacă nu-i convine, începi să-i spui, vezi, tu ești așa, ai greșit acolo, vezi, trebuie să te întorci la programul ăla ca să-l scoți, să-l accepti. Acceptarea de fapt e iubire, că îl accepti pe Dumnezeu așa cum este. Te unești cu Divinul. Nu, dar dacă tu spui asta, nu este critică. Nu. În momentul în care îl accepti pe Dumnezeu, nu când îi spui persoane, că nu ești în rău, că ești în rău. Nu, că nu condamnă, nu condamnă, cum ai spus, nu condamnă, doar evaluezi. Nu, o faci conștient că n-a acceptat în trecut o chestie, o scoate, cum spune și Marius. Scoți acel program, îl aduci în prezent, îl acceptă, îl pune în practică, în prezent, în prezentul actual. Și îl accepti. O situație de viață neplăcută din spate care ai rămas cu ea. Pentru că atunci când rămâi cu ele neacceptate din trecut, sunt programe, Marius, despre asta e vorba. Tu vii cu programele neacceptate din trecut. Dar cum a spus Mircea, vin grupul ăsta de terapie și încep să avem un program din trecut. Tu doar îl faci să fie conștient că a avut un program de neacceptat. Îl aduce în prezent, îl pui în prezent, îl accepti și îl pui în situația ta de viață, că e foarte important să-l pui în practică. Nu e decât important că spune și mai îmi dă pe anumite persoane, spune cum, accept și aduc în prezent, da, aduci în prezent, dar trebuie să pui în comportament. Că degeaba aduci în prezent situația de viață care tu n-ai acceptat-o, lua soție ceva, să eu știu, care ți-a făcut o boală ceva, dacă tu nu aduci în prezent în practica ta de zi cu zi. Când ai acceptat în prezent o situație de viață similară, că poate nu e la fel, ca și aia, dar ai acceptat, tu ți-ai, brusc, ți-ai disipat boala. S-a dus și boala. Și așa are dreptate, Mircea, că terapia în grup e acceptare. Și acceptare ce? Iubire, fraților, asta e, iubirea. Că despre iubire vorbim. Nu, dar așa fiind în societate e greu. Ești la servici și ăia spun, șeful, ești așa și așa și așa. Te-ai supărat la tăiat în salariu. Te ai un prieten. Ți-a spus ce ai tu defect, te-ai supărat cu el în scria prietenii. Corect. Nu, corect. S-o spune nevasta, ți-ai făcut bagajul, ai plecat de acasă. Deci nicăieri nu e bine. Dar dacă îi faci o chestie de asta, e cu totul altceva. Nu, așa este. Mai poți să zici, bă, nu, n-au dreptate. Că lucrezi efectiv acolo. Dar nici nu trebuie să spui că ai dreptate sau n-ai dreptate. Trebuie să accepti și să nu accepti. Poate și pune în practică, că dacă nu-l pui în practică data viitoare și te izbești de asemănător, aceeași întâmplare. Dar pe undeva asta facem noi. Eu cred că faptul că noi ne întâlnim și avem vibrații comune, chiar asta facem. E chiar o terapie de grup. Noi unul de la altul învățăm anumite tehnici, dar ne recunoaște programele negative și le eliminăm. Păi tu recunoști pe Dumnezeu în fața ta. Ăla e Dumnezeu în fața ta și recunoști și faci schimbul de recunoaștere, așa se cheamă. Adică iubire, schimb de iubire, de fapt. Știți că schimbul dintre noi de energie, dacă este, e din iubire, nu e nimic altceva decât iubire. Și să continuăm cu șamanii. Și a venit un cercetător lângă spitalul acela, era un institut de cercetări paranormale, alarmate. Și cercetătorul acela i-a zis, hai să vezi un aparat pe care l-am descoperit noi, l-am creat noi, de călătorie în timp. Uh-huh. Și care era aparatul? Era un fel de ou într-o cameră, totul era curb, avea o ușă, intrai acolo, stăteai pe o banchetă și tot interiorul era tapisat cu oglinzi curbe. Tehnica este ca distrugerea conștiinței, adică această capacitatea noastră de a ne lega de tot ceea ce e în jur. Când se uita acolo, totul era deformat și nu se putea baza pe nimic. Și cădea conștiința și când cădea conștiința, îi spunea ce vrea să vadă în trecut sau în viitor să meargă și putea să vadă lucrurile acelea. La fel fac și cosmonauții. Intră într-o baie de ulei, li se pun niște mânuși pe mână ca să taie simțurile. Așa? Și sunt legați la ochi. Și când pierzi simțurile, atunci a căzut conștiința și... În felul ăsta te poți și adapta mai ușor în spațiu, nu? Deci sunt tehnică și ești din ești din corp foarte rău.
Da, 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 ești de acord. Dar deci, programe... deci noi numim greșit lucrurile. Distrugerea care se întâmplă, noi îi zicem că e rea. Neplăcerea, zicem că este rea. Durerea, zice că e rea. Boala. Dar de fapt sunt exact ceea ce avem nevoie cel mai mult ca să ne eliberăm de ego. Deci ego-ul este prea mare. Deci ego-ul nostru este neplăcerea care vine din față. Ca să nu mai ai durere, să nu mai ai suferință, tu trebuie să renunți la ego. Deci să accepti neplăcerea, ca, ea te ajută, te aruncă înapoi. Ea te ajută să te cureți de ego. Îți face cel mai mare bine posibil. Îți dă viitor, îți dă sănătate, îți dă timp. Și miracol, adică ți se transformă viața numai prin această simplă acceptare. Și iar dăruirea este o pierdere. Ego-ul zice că o pierde. Deci tamam tot ce spune ego-ul nu este adevărat. Pentru că tot ce spune el este o minciună, pentru că el nu are realitate de la sine. Noi îi zicem eu, părții care nu există ego-ului, o privilegiu de a spune eu nu-l are decât ființa divină. Deci când adică avem afirmații de iubire, adică mulțumire, recunoștință, apreciere, atunci suntem în ființa divină, dar când avem critică, acuzație, judecată, condamnare, învinuire, reproș, noi suntem în ego. Atunci. Și în iluzie. Și nu e adevărat ce zici. Când zici că celălalt este vinovat, nu este adevărat. Adică noi zicem că vinovat sunt ăștia de sus care ne restrâng. Da, da. Dar ei nu sunt vinovați, sunt forțele cerului care... Ei sunt niște slujbași, slujbași care ne scad în operă ceea ce divin forța face. Divină, exact. Iar ceea ce hotărăște este, divină. De fapt, salvarea noastră. Da. Că da. Ne restrâng și ne salvăm. Și noi numim rău, tocmai salvarea, e pe dus. Da. Vorbeam cu Mariu și îmi spunea zilele trecute, îi ziceam la început, a fost cuvântul și cuvântul a fost Dumnezeu. Și ce îmi spunea Mariu? Îmi spunea, da, așa este, când am venit în viață, am venit și eram o ființă divină. Când a început cuvintele, așa, o spune Mariu mai bine, povestește-te mai bine. Că... Deci când m-am uitat așa, cuvintele au dat năvală peste mine. Deci n-am făcut decât să iau atenția de pe divin, să o întorc pe mediu. Și ele sunt mustăți de cuvinte, adică au în spate etichete. Adică fiecare copac, e cuvântul copac care e materializat. Și veneau spre mine. S-au aranjat în propoziții cu averbe, verbe și mai departe și am început să le văd, să le conștientizez. S-au materializat. Dar când am început să văd, am pierdut legătura cu divinul. Și când am vrut să mă întorc la el, n-am mai putut. Deci ca să poți să te întorci la divin, trebuie să îți retragi atenția de pe lume sau să nu mai fie importantă pentru tine. Să o faci continuu neimportantă, neinteresantă. Să nu investești totul în exterior. Să nu faci totul pentru corpul tău. Să nu mai crezi. Mai uită de el. Mai ia lucrurile pe dos, mai ignoră, mănâncă mai puțin. Adică să nu faci totul pentru el. Atunci sufletul devine important și puternic. Deci să înțelegem că creația este legată intrinsec de cuvânt. Da. Da. Pentru că este energie. La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Este întruparea. Deci asta înseamnă întruparea. Dar mai este ceva care lumea nu știe și zice și cuvântul era Dumnezeu. Deci trebuie să ne întoarce din nou la Dumnezeu. În divin. Da. Și am văzut acum este cu miracolul. Când Iisus a spus fie și va fi, deci este credința. Că noi suntem creatori și când a spus fie Lazar, ești din mormânt, a ieșit. Da. De ce? Pentru că s-a întrupat, a crezut. Păi, ești creator, dar trebuie să te întorci înapoi unde? În divin, ca să se întâmple miracol. Și acum suntem în urcare, exact ce a deci, spus Marius. Divin, Iisus, în urcare, nu suntem în coborâre. Domnul Iisus era în starea de neglijență față de materie. Exact. Nu lua în seamă, el nu vrea să câștige, nu vrea să învingă, nu vrea să posedă nimic. Era simplu, simplu. El nu avea nimic, nu avea decât iubire. Da, se numește din cuvântul întrupat, aici e interesant. Asta e, și din poziția... Ea formă, divinul ea formă. Și noi suntem creatori, tu îi dai formă cuvântului. Ai văzut? Omul face asta. O iei în mână, a, vreau să fac asta, dar o faci. Ai văzut? Iei lutul ăla... Păi și însă și omul de numit lucrurile. Deci, însă și el. Păi asta vreau să spun. Pentru că noi este Dumnezeu, noi suntem manifestare divină. Dar despre manifestarea divină vorbim. Și atunci, noi creăm asta și ai creat asta. Da, ai pus-o aici, s-a făcut. Mâine face altceva. Da, dar unde te înduci în materie? Exact ce a spus Marius. Că Marius asta a spus. Unde trebuie să te întorci? Înapoi în divin. Tot ce trebuie să facem este să uităm importanța noastră. Să nu investim în noi absolut deloc. Da. Să fim la codă, să fim ultimii, să fim neglijenți de nevăzut. Să facem loc celorlalți, să le dăm întâietate mereu și atunci tu, ducându-te... Am pus în cartea a doua, cum se în dar, o povestire cu un părinte, nu? Un sihastru și a venit un cenic la el și l-a întrebat, arată-mi și mie
ce înseamnă să, cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Și l-a trimis părintele să mediteze ca muntele, ca marea, ca turturelele, ca Domnul Iisus. Și la sfârșit de tot ce a făcut, l-a trimis în lume să fie un nimeni. Deci ultimul nivel este să fii un nimeni, adică total neimportant. Asta înseamnă să nu investești în materie. Mereu să te autolimitezi continuu, să nu vrei mai mult. Exact ca și călugurul acela de la Sihastru, nu? În prima carte, Shangri-Lac, care s-a dus la mănăstire și toți călugurii s-au pregătit cu tot felul de mâncări și cu el n-a luat decât o singură polonic de ciorbă și o jumătate de felie de pâine și restul n-a mai mâncat. Că ai făcut să-l sarmale, ai făcut să-l de toate. Deci s-a autolimitat. Deci mereu trebuie să dai semn că viața nu este pe primul plan. Când, spre exemplu, mergi într-o rebuz și ești obosit de la serviciu, ai vrea să stai și tu dai locul altuia, arăți că viața nu este pe primul plan. Când ești la metrou și ai posibilitatea să urci pe scările rulante sau să mergi pe scările pe trepte, pe jos, mergi pe trepte, pentru că eu din cauza asta am dat exemple de trei exemple practice cum am putut să schimb situația de viață prin faptul că nu am ales cu fiscul, da? Și cu cardul de sănătate, când nu am ales ușor. Nu trebuie să alegi ușor, trebuie să alegi greu. Adică să eviți comoditatea. Comoditatea este decădere, adică pierzi energie. Și într-adevăr, când m-am dus la CICA financiară, nu mi-a dat, de trei ori m-a chemat acolo. Și mă ducea cu același acte, nu cu altele. Și când te-ai dus și când m-am dus pe scări, mi-a dat aprobare fără să mă întrebe nimic. Și îmi venea să spun, da, am venit cu același acte, de mi-am dat seama că... Sau de acolo, de la plafar, când doamna aia se mergea în patru labe pe acolo și... Da, la firma respectivă. Da. Când mărise prețul. Mi-am dat seama că eu vroiam ceva, vroiam ca un rezultat bun. Nu ai nevoie să vrei... Așteptai ceva. Așteptam ceva, fără așteptări. Lăsă deci pe el. Interior... Deci ca lucrurile să meargă bine, trebuie să nu vrei nimic. Să nu fie un eu acolo care vrea ceva. Și asta înseamnă să nu te identifici. Să nu te identifici. De fapt, care este? Că nu suntem miracoli. Da, noi avem treabă cu noi. Mereu spun. Am avut amintirea tine, poți să repeți și aia, când am plecat de dimineață, de fapt, ce mai zis tu, nu sunt nici gândurile, nici mintea, ci identificarea cu mintea exact. Și gândurile. Când ajungi la cu Marius, te întâlnești cu Marcel și cu Marius, la să le spui de astea cu trei bănetul sau cu averile. Poți să ai oricât, nu? Mai știi, ia gândește. Dacă nu te identifici, ceea ce e? Ce mi-ai spus? Să le spun? Că ea îi spune, ea să repeți. Că să am grijă când mă întâlnesc cu ei să... În luxul, comoditatea și petrecerile nu sunt normale pentru o omenire sănătoasă și evoluată. Mi-ai zis să le transmit lor asta, nu? Al doilea. Da. Al doilea, care e? Că 0-3. Ai zis 3, da? Luxul, comoditatea și... Petrecerile. Și petrecerile, așa. Nu. Minte. Da, bine. Că eu o petrecere acolo. Da, dragă mea. Că te aplici prin și mine. Mi le aplici, dragă mea. Pa. Să te spovedești. Te-am deconspirat. Știe că nu. Deci fii atent. Asta a ținut să-mi spună. Deci fii atent că nu e același lucru. Nu, da. Nu eu când i-am spus de ieri că o să ne întâlnim astăzi, bă, trebuie să... Nu pot să... Zice, da, dar fii atent, le spui astea trei lucruri. Ce? Luxul, comoditatea și petrecerile sunt lucrurile care te împiedică în evoluție. Și... Că dacă vrei, dacă nu vrei să ai smerenie, renunță la ce aici. Noi petrecem? Și tocmai de asta vorbeam, că m-am lăsat aminte, zic, hai să spună direct. Dar dacă vezi că aici că viață... Sper că nu ești pe speaker. Da? Nu, dar eu zic minte. Zice și ținând cont că acolo petrecere, tu a fost fii consecvent să vii mai repede. Eu așa cred. Ce? Zic, de ce face? Și de ce face lucrul ăsta, plăcerile și petrecerile? Pentru că ne ia din energia vitală. Ce înseamnă energie vitală? Atenție. Noi punem atenția, pe acolo unde punem noi atenție, acolo pierdem energie. Da. Că atunci când am plecat din corp, așa am plecat. Numai în momentele în care eu mi-am pierdut identitatea de sine. Și n-am ajuns în situația aceea decât când de fiecare dată peste tot la serviciu unde eram, eu cedam pe mine. Chiar dacă era greu sau neplăcut, eu nu căutam să fac nimic pentru mine. Și făcând asta continuu,
se făcea golul acela și golul acela vea divinul și îmi zice așa, ce vrei să vezi din lumea aceasta minunată? Hai să te duc în alte spații, hai să vezi. În alte vise. Exact același lucru cum le-a spus Valeriu Popa. Când m-am întâlnit cu dânsul, pe mine m-a surprins. Pentru că eu nu știam ce... nu știam ce am făcut. Nu știam despre mine nimic, nu înțelegeam, nu aveam explicații. Da, mă duceam în timp, în călătorie, în timp și așa mai departe, că nu mă jucam cu copiii, preferam să fac călătorii de genul acesta. Și el mi-a zis, uite, tu călătorești în alte civilizații sau în timp. I-a zis Valeriu Popa. Și nu ai vrea să... Trolebus sau pe scări? Că... Nu, trolebus, pentru că, nu? Da, pentru că dânsul vorbea răstit. Eu nu am fost obișnuit, că nimeni nu ar țipa la mine. Și ilet, țipa la mine. Și, te-a... și m-a speriat și m-am dus la mijlocul trolebuzului, după da. Care la prima stație am coborât, dar el venea după mine. Și am crezut că mă urmărește. I-am luat-o la fugă, săream la bloc, am sărit câte patru scări de drepte de dată. Și m-am ajuns acasă și m-am închis. Știi, că nu înțelegeam ce vrea omul acesta. Dar el n-a vrut decât să mă ajute. După care a făcut un filmuleț și este pe net, unde zicea așa, sunt mulți tineri de care avem multă speranță, care pot să ducă mai departe această înțelegere. Are câteva păneți foarte interesante. Ăla cu Buzdugan, când ia interviu? Nu. E al singur. Păi nu, ăla cu Buzdugan e altcineva, e vorba de... Da, de Ilie Cioară. Ilie Cioară, nu? Gata. Vorbim de Valeriu Popa, nu de Ilie Cioară. Ilie Cioară, la fel. Era foarte astfel. Tu l-ai cunoscut pe Valeriu Popa? Nu, am văzut... Dacă l-am cunoscut? Da. Da, personal atunci. Da, dar și noi am fost la el. Noi am fost la el. Noi mergeam și la Ilie Cioră, la Valeriu Popa, cu Bogdan am fost. Ceea ce este foarte interesant este că, deci cu fostul soț al doamnei Nițulescu, așa, ce se întâmplă? Tatăl acestui băiațaș Bogdan era profesor în Politehnică de desen tehnic și geometrie descriptivă și a fost coleg de facultate cu Valeriu Popa. Și ne povestea, era un tip foarte simpatic, taicăsul ăsta. Și spunea, zice, după orele de socialist științific, unde se vorbea de marxism și de nu știu ce, când